m-am dus, mi-a venit cu ordine în pătrătoare în 57 de militar. Și m-am dus la un frate și zic, ce să fac acum? Fratele acesta m-a îndemnat să merg întâi să-mi fac armata și formă să duc la credință. M-am dus acasă cam supărat, pentru că n-am avut o îndemnare credincioasă zis așa. O parte din s-a avut dreptate, că eram atunci, nu eram în experiență ca să știu ce să fac. M-am dus acasă, am ținut pot, m-am rugat Domnului și a zis, Doamne, ce să fac? Atunci și așa am zis să-mi iau eu inima în dinți și ce vrea Domnul cu mine în armata, aia voi face. Am mers acolo, am dat un comandant foarte rău, o parte, dar o parte a fost bun. Zice, cine te-a făcut pe tine creștin, adventismă? I-am spus, zic, era o fântână mai acolo, zic, domnule comandant, nu vă supăra, dar vă pun și o contra-întrebare. Dacă dumneavoastră vă spun eu să vă aruncați în fântâna aia, vă aruncați? Zice, nu. Pe atunci nici pe mine nu m-a făcut niciun om adventist. Zic, am citit în istoria lumintatea antică și acolo spune clar, cine a introdus sâmbătă în loc, în duminică în locul sâmbetii. Atunci eu am rămas, m-am făcut creștin. Am avut multe experiențe duminică, sâmbătă când lucram. Odată mi-a sărit o rangă în măci aici și tot sâmbătă. Odată am căzut după un rezervor mare, tot sâmbătă. Și mulțumesc Domnului că la etatea asta a mea sunt încă în viață și Domnul m-a ajutat. Merg în armată și acolo și-a zice, bine mă, lasă că vedem noi ce facem cu voi. Vă punem să mă curați în cazarmă. Mai eram un frate pe doi linii cu mine. Și am spus, ritual comandant la ordinea dumneavoastră, sâmbătă nici o cană de apă nu vă aduc. Sâmbătă. În toate zilele fac orice. Bine, a venit sâmbătă, în vinerea, lucram pe mașină care am, eram la Pugăraș, eram cartof de la după Valea Otului la gara la Pugăraș. Mă duc vinerea cu o oră înainte de apusul soarelui, zic, mă, ce să fac eu acum? Adică să mă duc la el sau să o rup cu fuga? Am făcut o rugăciune, am stat așa în picare, am făcut o rugăciune și am văzut că parcă Îngerul Domnului a venit, ce, du-te la el. Dar îl văd, stătea cu un mușuroi de grămadă, cu o carte în mână de partid și cidea. Zic, tu vărși comandat. Zic, sunt soldat cu tare, zice, ce vrei, mă? Zic, având în vedere că mâine e ziua sabatului, trebuie să-mi spăl și eu o bială, să-mi spăl o cămașă, să-mi fac și eu o paie, să mă băbirez, pentru că în ziua Domnului trebuie să fiu curat. Bine, mă, du-te. Zic, unde ai lucrat? Zic, pe mașini. Câte mașini ați băgat la gară? Zic, 9 până acolo și a 10 el a încărcat. Bine, mă, du-te. Am făcut 2 pași încolo, să trăiesc, am făcut stânga, am prejut, să trăiesc, am înțeles. Mă cheamă tot el. Zice, mă, dar tu mai ai pe câțiva cu tine, 2 inci. Zic, da. Zice, du-te și ai și pace. Vreau să vă spun ceea ce s-a întâmplat acum. M-am întors înapoi, m-am dus la băieții ăștia, la frate ăștia, unul mai inducent a acceptat. Unul nu. N-a vrut să accepte. Nu, că eu lucrez până în apusea. Mă, vină cu mine, răspund eu. Tot ce este aruncea asupra mea. Pentru că eu m-am dus la comandant și eu am vorbit cu el. Nu mai mi-a văzut ce cum e greutăți acum, zic. Frate de credință, la tot. Nu, că așa, ăla pe urmă lui. Fratele ăsta zice, mă, hai să mergem. Dacă zice că e la supra lui tot, merge la el. Am mers la noi acolo, ne-am dus la unitate, ne-am spălat, ne-am bărbivit. Păcea în fața dormitorului nostru, păcea care o simtea popor militare, cum se strânge. Și striga pe fiecare numele lui. Zice, ăștia lasă mătură cazarma cu ei. Vine în dormitor după ce trimite păstor la muncă, vine la noi în dormitor, vă dați, să nu vă prind că stați în dormitor. Vă luați, vă duceți pe Valea Oltului, unde vreți, numai în dormitor să nu vă găsesc. Am plecat. Ne-am luat, aveam o brochură din aia și stăteam pe Valea Oltului și citeam pe acolo, prin, în septembrie, acolo în Bogăra și era prin atunci, în 57. În fine, după ce, adică ne-a vărsat, să ne ducem să facem asta la focătoare filozof. Fratele ăsta care era mai alțăvăș, s-a luat cu brigadiera în discuții.
Asta ne-a făcut să ne condamne. Ne-a făcut proces verbal. Eu mă duc la el și spun, mă, nu te mergi să iei de nu, că ce să mă conducă pe mine, o pe mie și nu știu ce. Mă, nu contează, ești în funcție, mai în funcție decât noi. Na. A luat, că l-am învățat așa, a luat un cocean din ăla și a început să dea în mine. Eu acum ce am zis? Mă, să-i dau cu furca, aveam și o mână, dar zic, nu, lasă să vedem ce vrea el. S-a uitat comandantul și militare, ea să vadă ce fac eu. Am trecut din gură și l-am lăsat așa. Sâmbătă, vine comandantul, soldatul cu tare, nu dau pe mine. Vine la, merg la servici, sâmbătă. Numai eu, zice, da, numai tu. N-a vrut să plece cu tractoarele la muncă, până când nu s-a dus el acolo așa. N-am închis, într-adevăr, dar l-a făcut să-și are iertare. Deci aici ce vreau să spun, noi trebuie să fim supuși autorităților până unde? Până la legea lui Dumnezeu. Unde intervine să tare legea lui Dumnezeu? Nu. Dar dacă noi ne supunem, vom căpăta trecere. Cum am căpătat atunci la trecere, de ne-a dat liber sâmbăta, așa ne dă Domnul libertate, intervine el cum s-a citit și astăzi și în tot timpul, că unde nu putem noi, ce facem? Intervine Domnul. Deci asta am vrut să spun și vă rog să vă scuzați. Pacea Domnului.